Neața tuturor, azi e joi și în cât e ceasul? În jumătate de oră o să plecăm într-o excursie cu barca și o să fie foarte, foarte tare. Mergem undeva pe niște plaje, o să fie interesant. Nu știu, îmi e mega somn, de-abia m-am trezit, am fost să mănânc și acum trebuie să filmez asta. Cea mai ură chestie aici e că nu am absolut deloc net, frate. Deci am făcut un video în care am explicat toată chestia asta. E că vorba că am uploadat videouri și poze pe Instagram, dați-mi follow, de la restaurant în puii mei. Și video-ul ăla avea 400 de mega și s-a pus în 2 ore, frate. Am stat 2 ore la restaurant la prânz doar ca să pun un video de 1 minut. Da. Și în hotel e doar în lobby, dar merge extrem de prost. Mi s-a pus o poză pe Instagram în 10 minute. Păi da, fraților, o să mai stăm puțin și revin când trebuie să plecăm. Bun, fraților, am ajuns și aici în port. Acum o să luăm o barcă și o să ne plimbăm așa pe mai multe plaje. Bună dimineața și bine v-am găsit la a doua zi din vlogul nostru. Ei bine, ne-am trezit ora 8 jumate și am descoperit că hotelul arată mult mai bine la lumina zilei decât o făcea aseară. Uite, asta e priveliștea a noi din cameră momentan. E genială, după părerea mea. Acolo e piscina exterioară, înăuntru e piscina interioară, acolo e un munte și acolo e plajă. Și aici am niște palmieri foarte mișto și am pus poză pe Instagram cu palmierul ăla de acolo, care e foarte tare. Bun, deci acum noi o să mergem la masă și după o să revenim cu un update ceva. Și da, noi o să mergem acum la piscina asta de aici de afară. Ne vedem în apă. Deci am fost la piscină și acum o să mergem la plajă, care e peste drum de hotel, gen hotelul nostru e aici și plaja e acolo, dar e gen plaja privată a hotelului, vă arăt imediat. E foarte aiurea că ăștia au volanul pe stânga și merg invers și trebuie să te asiguri invers și când mergi cu mașina intri în sensul gerator invers
și e mega aiurea. Și era să ne calce mașina de câteva ori, să nu mint. Și asta e minunata plajă din Cipru de Nord, a.k.a. Turcia. Că practic Oringe a zis așa, că bă, bine ai venit în Turcia, că suntem la graniță și da. Și toată lumea de aici e pe rețele de turcești. Gen, nu e nimeni pe rețea cipriotă de telefonie, dar pe rețea turcească și n-are niciun sens, dar na. Oh, yeah.